programul Startup Nation 2018 a rămas în stand-by pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. După ce proiectul programului a tăiat șansele antreprenorilor din București și județul Cluj de a accesa fonduri nerambursabile pentru demararea unor afaceri mici și mijlocii, pe motiv că aceste zone sunt suficient dezvoltate și aici există destule firme, acum cei care ar vrea să se înscrie în program așteaptă să vadă dacă Startup Nation mai pornește la drum. Antreprenorii din Cluj spun că după încheierea dezbaterii publice speră într-un miracol, iar decidenții programului vor schimba proiectul astfel încât toată lumea să aibă șanse să pornească afaceri de la zero. Haideți să vedem de ce spun oamenii de afaceri din Cluj că programul Startup Nation 2018 este discriminatoriu. Nu este corect să scoate județul Cluj, că în afară de București și Ilford, doar Clujul este scos. Pentru că municipiul Cluj stă foarte bine la acest capitol sau la acest indicator, număr de firme la 1000 de locuitori. Pentru că în rest, Bunoară, Câmpia Turzii, mediul rural sau Turda, care au fost zone puternic industrializate înainte și au căzut aproape, sau Câmpia Turzii, oraș monoindustrial, considerat odată cu căderea combinatului metalurgic, întreaga Câmpie Turzii a avut de suferit, pentru că inevitabil fiecare familie era legată de combinat printr-o formă sau altă. A le tăia această perspectivă complet tuturor celorlalte municipii, orașe și mediului rural din Cluj, care nu este cu nimic mai dezvoltat decât cel din Sibiu sau din Alba sau de Suceava, este o discriminare de-a dreptul. Antreprenorii clujeni spun că ei au făcut propuneri pentru modificarea proiectului Startup Nation 2018. Ba mai mult, au făcut apel și la parlamentarii din teritoriu să-i susțină în demersurile pentru modificarea Startup Nation. Noi am făcut propuneri în sensul ăsta. Se pare că decidenții politici sunt foarte importanți în această ordonanță de urgență care vrea să fie scoasă și se pare că nu vor accepta. Deci rămâne să credem în continuare într-o discriminare nejustificată a județului Cluj, except în municipiul Cluj. Deci dacă, într-adevăr, municipiul Cluj stătea bine la indicator, trebuia să scoată județul Ilfov, municipiul București și municipiul Cluj, iar restul să fie eligibil, pentru că așa ar fi echitabil și corect. Dacă programul Startup Nation rămâne în forma actuală, se va ajunge la o situație hilară. Antreprenorii din Cluj și București își vor deschide pe hârtie afaceri în județe mai mici și mai slab dezvoltate, avertizează reprezentanții mediului de afaceri. Dacă pe Startup Nation 2017 a fost deschis pentru toată lumea, dacă județul, nu știu, Vaslui, au fost 240 de aplicații, atât s-au depus, nu i-a oprit nimeni să depună 800 sau 700 sau 2000. Nu știu, guvernul crede că prin ordonanță de urgență crește spiritul antreprenorial, adică dintr-o dată cei din Botoșani o să fie foarte interesați de această aplicație care anul trecut n-au fost. Nu așa. O să fie niște relocări artificiale de firme, o să fie niște angajări fictive de oameni și programul să meargă înainte fals și cu o imagine că am rezolvat o problemă. N-am rezolvat-o deloc. Că nu o să fie, așa cum spuneam, mai interesați cei din Zalău decât a fost anul trecut. În programul Startup Nation 2018, reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri susțin că vor să acorde fonduri nerambursabile de maxim 200.000 de lei fiecare de la bugetul de stat, unui număr total de până la 10.000 de firme deschise după data de 30 ianuarie 2017. Potrivit celor mai recente discuții de la nivelul Ministerului, înscrierea în program ar urma să se deschidă la jumătatea acestei luni, ceea ce va împinge implementarea programului mult în anul 2019. De aceea, anul viitor, guvernul ar trebui să aloce 2 miliarde de lei în bugetul de stat pentru plățile din programul Startup Nation 2018.